Vă invit să redeschideți Cartea Sfântă, Biblia, la Cartea 2 Cronici, capitolul 20. De la versetul 1 să citim acest capitol până la versetul 26. Pagina 467 în Biblie, 2 Cronici 20 cu 1. După aceea, fiul lui Moab și fiul lui Amon și cu ei niște mauniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare din Siria și sunt la Hatzatzon Tamar, adică En Gedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului, înaintea curții celei noi și a zis, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire semințele lui Avram care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom învățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine în mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată fiii lui Amon și al lui Moab și cei din muntele Seir la care n-a îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, cât s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iazael, fiul lui Zaria, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiul lui Asaf. Și Hazael a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Ții și vei găsi la capătul văii, în fața pustiului Ieruiel, nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spământați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții între fiii cheatiților și între fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor Iosafat a venit și a zis, ascultați-mă Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în viac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și al lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-a uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile, au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. La 4-a zi s-au strâns în Valea Beraca, adică Binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile.
Și chiar dacă sunt în Germania, mă bucur în această dimineață să fiu la Valea Beraca. Aici e locul binecuvântării. Amin. Aici binecuvintează Dumnezeu și ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Și binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește, în primul rând, spiritual. Și ea nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Asta nu înseamnă că nu o să avem încercări. Dintr-o dată în biroul Iosafat a intrat un specialist în știri. Și a zis: rege, am pentru tine o știre de ultimă oră. La graniță cu spațiul ebraic există 3 armate, nu 3 soldați. 3 popoare care și-au trimis 3 armate proprii. N-au timp de menajamente, nu au timp să negocieze. Au venit pentru că vor să distrugă împărăția pe care o conduce. Trăim într-o societate în care știrile nu informează, ci dezinformează. Trăim într-o lume în care WhatsApp-ul vibrează de câteva ori pe minut la mulți dintre noi, așa că ne determină pe unii să punem multe grupuri pe mut, silent. Vă verificăm când avem timp. Mesaje care vin, eram la conferință ieri și într-o pauză, nu mai știu care dintre pauze, am primit un mesaj. Sper să nu mă asculte cine a trimis mesajul. Și m-a întrebat: ai văzut ce se întâmplă în Israel? Pleacă mulți în Israel. Ce se întâmplă? Cum dimineața am răspuns și am spus: știrea e recentă? Stai liniștit, totul e în mâna lui Dumnezeu. Oamenii se panichează pentru că se uită pe internet, vizionează videoclipuri care sunt foarte bine ticluite pentru că vor să aibă vizualizări, da? Sunt așezate în zone super titrate și oamenii primesc informații. Și cele mai multe dintre informațiile pe care le primesc oamenii sunt iluzii, sunt presupuneri. Vreau să-ți spun în această dimineață că cele mai multe dintre îngrijorările tale, 95%, nu se vor întâmpla deloc. Nici măcar subiectul general la care te gândești. Imaginația rulează pentru că omul e trecut prin situații dificile și mai ales în perioada pandemică primeam mesaje, primeam informații. Așa că în 30 martie 2020 la mormântarea sau la comemorarea celei care a fost sora Eliana din Vâlcele a trebuit să spun foarte clar: stați liniștiți, nimeni nu moare din cauza unui virus. Omul vine în ființă când vine Dumnezeu, când vrea Dumnezeu. Când Dumnezeu îi scrie numărul zilelor care sunt stabilite de cer înainte să fie prima secundă în care scâncește un prunc născut și un om pleacă la cer când bate gongul lui Dumnezeu, nu când vrem noi. Noi nu plecăm pentru că bate sau pucnește din degete Biden, Putin, Bill Gates, numiți-i cum vreți, nu mă interesează. Noi plecăm din lumea asta când vrea Dumnezeu. Când vrea Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Noi n-am apărut așa la întâmplare, hazardos în lumea asta și nu o să plecăm la întâmplare. Totul e fixat în cer. Cine crede ca mine să zică amin. Slăvit să fie Domnul. Scoateți afară informațiile care vă aduc panică, ștergeți și spuneți-le la unii care sunt specialiști în știe, cu ghilimele specialiști, să schimbe profeția. Că muncesc pentru un stăpân greșit. Să înceapă să muncească pentru Evanghelie. Știrea cea mai importantă pe care trebuie să o citim, se spunea deja în fiecare zi, e cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta te informează, dar te și transformă și te reformează. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Vedeți, așa e lumea în care trăim noi. Vrem, nu vrem, primim informații. Vrem, nu vrem, primim știri. Vrem, nu vrem, ne abordează oameni. Vrem, nu vrem, avem situații complicate în viață la care trebuie să facem față. Și dintr-o dată, împăratul Iosafat a venit și a fost abordat cu o știre. Versetul 2 spune: au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta. Opa! Păi chiar împotriva mea ca rege? N-are nimic cu armata mea. N-are nimic cu subalternii mei. N-are nimic cu consilierii mei. Nu, cu tine are treabă. Înaintează împotriva ta, fii atent, au pornit de dincolo de mare din Siria, trec granița
și sunt la Hatzatzon Tamar, adică În Gedi, la granițe cu spațiul ebraic. Ce faci, Iosafat? Dacă era penticostal, ar fi zis, eu nu mă tem. Oh, câți mincinoși am întâlnit în pandemie. Mincinoși. Și fățarnici unii. Când a lovit pandemia în casa persoanei cu care el era în concurență, și ce-a zis? Las că știu eu că Dumnezeu nu bate cu bota. A intrat domnul la judecată cu el și a zis, domnul, stai cu minte, că numai 2 săptămâni trec și îl văr prin gaura cheii la tine în cameră. Când a intrat la drăguțul în cameră, când a intrat în familia lui, dintr-o dată frățiucul nostru a zis, vai, ne încearcă domnul. Interesant. Foarte interesant, gândește câte un om. Adică dacă e la fratele lui, nu de corp, da? Concurențial. Dacă e la persoana aia care nu prea o suportă, îl lovește Dumnezeu. Când e la el în casă, îl încearcă domnul. Gândim corect? Interesant gândim, așa-i? Foarte interesant. Erau unii care tremurau în casă, tremurau de frică. Dar când se întâlnea cu cineva, zice, eu nu mă tem. Bă, mincinos, cu acte în regulă ce ești. Revinoți. Nu zi o minciună. Dacă te tem, mă cărtași din gură. Nu te treabă nimeni. Nu flutura că tu nu te tem când te tem. Și vă mai spun ceva, în viață există momente dificile în care este imposibil să nu te temi. Și spaima în viață nu e un păcat dacă știm cum să o tratăm. Vă dau niște cazuri. Când un bărbat stă în antecamera unde urmează să-i spună medicul specialist dacă soția lui are cancer benign sau malign, care-i bărbatul ăla care nu se teme? Vreau să-l cunosc. Înseamnă că își urăște nevasta, înseamnă că are probleme mari. Când aștept scrisoarea medicală pe care scrie dacă nevasta ta are cancer și dacă are în ce stadiu e, garantez eu că te temi. Mă auzi? Hai fi sincer. Simți așa niște frământări interioare și mi se pare normal să fie așa. Dar nu mi se pare normal când tu te uiți pe scrisoarea medicală și spune că ești în regulă din perspectivă medicală, să zici, stai, dacă nu ești bine analizele. Asta deja e problemă. În această dimineață o să transmit un mesaj care e de fapt o întrebare. Ce faci când te cuprinde spaima? Nu te întreb dacă ai avut măcar un moment în viață în care te-a cuprins spaima și nici măcar nu te întreb dacă crezi că o să vină momentul ăla. În viață, ori ai avut, ori urmează. Asta e sigură diferența între oameni. Ori ai avut spaima, ori urmează să vină. Întrebarea mea e ce faci când nu depinde de tine și când te cuprinde. Când nu-i rezultatul unui păcat. Când nu-i neatenția ta. Când nu-i un nivel de îngrijorare exagerat care generează spaimă neargumentată. Ce faci? E foarte important cum reacționăm când ne cuprinde spaima. Este oameni pe care atunci când îi cuprinde spaima, închid Biblia, o iau și o aruncă pe foc. Și spun, nu mai există rai, nu mai există Dumnezeu, nu mai există cer, toate promisiunile Domnului sunt praf, nu mai pot fi împlinite. Se retrag de la biserică, trimit pastorului un mesaj, nici măcar nu-și trimit cererea de retragere și spun, niciodată nu mai vreau să vin la biserică. Să nu mai aud de voi. Sunt oameni care fac asta. Mai grav, sunt unii pe care atunci când îi cuprinde spaima, își cumpără medicamente. Alții își pregătesc scenariul cum să moară. În a doua duminică din decembrie 2021, în
în Dej. Un băiat de 21 de ani. La ora 12 când trebuia să fie la biserică. La 14 ani a început să-i spună mai mamei sale, termino expirato, că mie nu-mi pasă de Dumnezeu, de rai, de biserică, de cer. Eu am terpedeii mei, eu am vagabonții mei cu care ies. Și de la 15 ani aproximativ a început să consume droguri. 6 ani de consum de droguri. Nimeni nu știa exact, numai oamenii apropiați față de el. Când la ora 12 trebuia să fie în biserica unde mama lui era membră, ea nu putea fi prezentă pentru că era cu dizabilități, era imobilizată la pat. Tatăl nu mai era. Băiatul acesta a ieșit din casă, a mers pe balcon și de la etajul 7 s-a aruncat în gol. Când a căzut în gol de la etajul 7 pe etajul 6, la balustradă de la etajul 6 s-a scut palma așa, instinctual, și s-a văzut amprenta. Și apoi a căzut. Pentru că orice om care vrea să moară, când dă nas în nas cu moartea, realizează că ar vrea mult, mult, infinit de mult să mai trăiască. Au venit specialiștii de la criminalistică, au luat amprentele de pe mâzga aia care era palostată de la etajul 6 și au văzut că e amprenta lui. N-a căzut direct pe beton, a căzut pe un acoperiș de la etaj, de la parter, era acolo acoperit și târâș, a căzut jos. Pe fratele lui îl cunoșteam personal. Și ce întrebare mi s-a născut în suflet? Oare nu trebuia să ajung la băiatul ăsta eu? Oare nu trebuia să-i dau un telefon? Au cuprins niște sentimente groaznice. L-au luat cu smurdul și l-au adus la Cluj-Napoca, în spital. Era în comă. Am creat document Excel. Pe 15 minute să ne rugăm. Nu pentru fapta lui, ci pentru că încă sufletul era în el. Și a zis, Doamne, îndură-te. A trecut duminică, duminică noaptea, luni, toată ziua și marți în sorii dimineți. Am primit un mesaj că băiatul s-a dus. Și ce trist. Că atunci când l-a cuprins spaima, s-a aruncat în gol și s-a dus în iad. Ce faci? E foarte important cum reacționezi când te cuprinde spaima, pentru că senzorii tăi, creierul tău, funcțiile lui, nu mai pot să funcționeze normal dacă nu ai o atitudine corectă. Dacă reacția ta generală nu-i una biblică, să știi că nu vei reacționa corect. Ce vei face va fi împotriva chiar a logicii tale. Ce faci când te cuprinde spaima? Reacția umană este să pui mâna pe telefon și să suni pe cineva. Reacția naturală este să mergi la cea mai apropiată persoană, dacă ești căsătorit, să vorbești cu bărbatul tău și asta nu e chiar rău. Și bine ar fi să vorbești. Și viceversa. Dar în primul rând, când te cuprinde spaima, caută-l pe Dumnezeu. Amin. Ascultați ce spune Biblia. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața spre consilieri. A zis, mă duc la oamenii cei mai inteligenți din zonă. Caut psihologii cei mai tari. Mă duc la psihiatri. Caut soluții din perspectivă umană. Mă duc la terapeuți. Când dați-mi un birou de psihiatrie, de psihologie. Dați-mi oamenii care au avut experiențe. Dați-mi profesorii specialiști în domeniu. Nu. Iosafat a zis, accept să se scrie în cronici, să rămână pentru posteritate. Că atunci când m-a cuprins spaima, îmi îndrept fața să-L caut pe Domnul. Aliluia lui Dumnezeu! E foarte important în momentele dificile din viață, dragul meu, draga mea, în singurătate, în depărtare față de prieteni, în anumite angoase ale inimii, în dureri personale, când treci prin momente dificile, caută-L pe Domnul. Nu pot să pricep cum unii oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care l-au experimentat pe Dumnezeu, care l-au atins pe Domnul, care au văzut intervențiile lui Dumnezeu supranaturale în casa lor. Cum uită? Cum uită
să se uite spre Dumnezeu în momente dificile. Păi dragul meu, draga mea, ascultă-mă ce-ți spun. În momente grele, mai mult trebuie să-L cauți pe Domnul. Mai mult trebuie să strigi la adresa Lui. Spui, Doamne, intervino, fă o minune. Vino la ajutorul meu, striga psalmistul. Să la capătul puterilor, să la capătul pământului. Dar de la capătul pământului strig către Tine și zic, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Amin. Caută-L pe Domnul. Nu-L căuta pe Domnul în bar. Nu-L căuta pe Domnul în alcool. Nu-L căuta pe Domnul în droguri. Nu-L căuta pe Domnul în pornografie. Nu-L căuta pe Domnul în anturaje periculoase. Caută-L pe Domnul cum L-a căutat Iosafat. Știți unde L-a căutat? În casa Domnului. Când treci pe situații complicate în viață, ai senzația că ai vrea să uiți de biserică. Vine așa un soi de imaginație în creierul tău care spune, nu te du acolo pentru că toți se vor judeca. Se vor uita periculos de interesat la tine și vor zice, l-ai văzut-o? L-ai văzut? Ăsta e ăla. Ia-i cu tare. Știi ce au făcut? Știi ce problemă au avut? Diavolul are un senzor pe creierul tău pe care îl așează agasant și periculos de tare la pasă și spune, izolează-te când te-a cuprins spaima. Nu mai vorbi cu nimeni. Setează-ți WhatsApp-ul încât să nu mai vadă nimeni bifelele albastre. Nici măcar să nu mai știe dacă l-ai citit sau nu mesaj. Retrage-te, ieși din grupuri. Du-te la biserică să stai departe și să dai buzna la ușă cu 15 minute mai repede să pleci acasă, dacă mergi. Dacă pe cât posibil să nu mergi. Că nimeni nu te poate ajuta. Nimeni nu te înțelege. Nimeni nu știe problemele tale. Un bărbat a trecut printr-o dramă mare. Numele lui este Isaia. Și a zis, a fost în cortegiu funebru care l-a dus pe Ozia mort. M-am uitat la Ozia și am văzut reformele pe care le-a făcut el și l-am privit ca un bărbat de calibru înalt din perspectivă spirituală. Că la finalul vieții a cam derapat, asta e altă problemă, noi intrăm acum în detalii. Doar atât trag semnal de alarmă, ai grijă. Să nu cumva să vrei să faci ce nu ai chemare, că o să ieși de unde ai intrat fără să te împingă cineva. O să vrei tu să ieși, dar complicat iese după el. Și zice Biblia, Isaia era într-un moment ca de depresie. În anul morții împăratului Ozia, veneau în mintea mea niște gânduri de felul următor. Biserica nu-i mai la fel, totul e gol, totul sună sinistru, a singurătate, a izolare. Diavolul îi striga în urechi profetului și spunea, nu te mai du la templu, nu mai are niciun sens. Renunță, retrage-te, deplinește alte activități, fă altceva. Schimbă-ți direcțiile. Zice Isaia, în anul morții împăratului Ozia, mi-am făcut curaj. M-am strâns în fața Domnului, mi-am strâns ultimele puteri și am zis, totuși, mă mai duc odată la templu Domnului. Mă mai duc odată în casa lui Dumnezeu. Mă așteptam ca în casa Domnului să văd zidurile, stâlpii, biserica, templu, ușorii, tot ce e acolo. Dar când am intrat în casa Domnului, nu doar că nu l-am văzut pe împăratul Ozia, l-am văzut pe împăratul împăraților. L-am văzut pe Domnul oștirilor. Și nu l-am văzut într-un mod obișnuit. Nu l-am văzut într-un mod așa trecător, de nebăgat în seamă. Când regele meu, Ozia, împăratul ebraic, era mort. L-am văzut pe regele regilor stând pe un scaun de domnie, mare și alb. Poalele mantiei lui umpleau templul. M-am uitat mai atent la stâlpi și am văzut că se zguduiau ușorii ușii pentru că existau niște serafimi care stăteau, îmi imaginez, în două coloane și o coloană striga Sfânt și cealaltă coloană răspundea Sfânt, 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 infinit de Sfânt este Domnul. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și zice Isaia și casa s-a umplut de fum. M-am uitat la viața mea, a zis Isaia, deși era un proroc excepțional.
Și am zis, vai, vai de mine, sunt pierdut. Pentru că sunt un om cu buze necurate, adică am povestit cam ce nu trebuia. Aviz amatorilor. Și culmea, locuiesc în mijlocul unui popor care și au buze necurate. Și culmea culmilor e că Dumnezeu totuși mi-a mai dat harul să-l văd. Dacă în dimineața aceasta ai putut urca în mașina ta sau ai venit pe jos la biserică, dacă ai avut forță în picioarele tale să ajungi aici și dacă ai reușit să atingi scaunul pe care stai, dacă nu ți-a rămas degetele încleștate pe clanța ușii, dacă n-ai avut atac de cord, am să spun ceva. Dumnezeu merită lauda. Dumnezeu ne-a dat îndurare. Dumnezeu a fost cu noi. Dumnezeu a fost cu casele noastre. Dumnezeu ne-a păstrat mințile întregi. Și pentru că Dumnezeu a fost cu noi, strigăm din toată inima: glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Cine crede că Domnul merită toată onoarea pentru purtarea lui de grijă, să strige din toată inima: lăudat să fie Domnul! Glorie lui Dumnezeu! L-am văzut pe Domnul, zice Isaia. L-am văzut pe împăratul oștirilor. Când? Când mă așteptam să fie cel mai gol biseric. Când mă așteptam să-mi fie cel mai greu să vorbesc cu oamenii. Cineva a vorbit cu mine: Domnul cel atotputernic e numele Lui. Slăvit să fie Domnul. Caută-L pe Domnul la casa Lui. Orice s-ar întâmpla în viața ta, oricât de greu ți-ar fi în viață, orice vor spune oamenii, orice crezi că-ți spun alții, nu renunța la biserică. Nu renunța la prezența ta în casa Domnului. Unde mergi tu, Iosafat? Pe Iosafat zice, o să mă duc într-un spațiu gol, unde va fi așa de relaxant, să nu fie nimeni. Nu. Nu vreau să privesc un răsărit, un apus de soare, când sunt în depresie. Nu mă retrag în satul natal. Când sunt în momente de-astea de spaimă, mă mai duc odată la casa Domnului. Ascultați ce spune Biblia. Iosafat a venit din mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Când te cuprinde spaima, caută-L pe Domnul în casa Lui, aici. Orice s-ar zice oamenii, orice ai crede că poți să eticheteze oamenii în dreptul ființei tale, indiferent ce crezi că ar putea spune rău sau interesant despre tine, vino la casa lui Dumnezeu. Și dragul meu tată, draga mea mamă, vino dragii mei, veniți dragii mei părinți cu toată familia, cu toți pruncii, se zice amin, amin, vino cu toată casa ta în prezența lui Dumnezeu la casa lui. Când te-o cuprins, spaima. O să-mi spuneți, dar ce efect are, frate, ce rost are? De ce nu trebuie să mă izolez? Cum spuneam la conferință ieri, pentru că aici stai între frați, care încep să cânte o cântare, care încep să se roage în jurul tău. Și tu începi să ai un sentiment de apartenență specială. Și dacă diavolul ți-a zis, tu ești al nimănui, tu nu mergi nimic, când un frate se roagă lângă tine, când o soră cântă laudele Domnului, te cuprinde un fior. Unde sunt doi sau trei, acolo e prezent Hristos. Aliluia lui Dumnezeu! Când te cuprinde spaima, caută-L pe Domnul în casa Lui. Caută-L pe Domnul din carte. Un bătrânel avea deja botică, cel mai probabil avea 90 de ani. 70 de ani a fost sclav în Imperiul Babilonian. După 70 de ani, bătrânelul ăsta putea să se relaxeze, că oricum trebuia să fie pensionat deja de câteva zeci de ani. Și trebuia să zică: dragilor, munciți voi ăștia mai tineri, eu doar dorm. Dar bătrânelul nostru, Daniel, în cartea care îi poartă numele în capitolul 9, e interesat de ce zice cartea. Și capitolul 9, versetul 1 zice: am văzut din cărți. Ce cărți? Ce cărți citești? Cărți de jocuri? Ceva șeptică? Cărți science fiction? Ce cărți citești?
cărți care prezintă agnosticismul, dacă există sau nu Dumnezeu. Eu nu pot să percep cum oamenii care n-au citit Biblia niciodată au curajul, pot să-l numesc chiar tupeu, obraznic, să înceapă să citească cărți care depășesc nivelul lor de inteligență, în primul rând, sau inteligență folosită, și nivelul lor de înțelegere scripturală. Păi tu nu intra în cărți care îți depășesc nivelul tău spiritual dacă tu n-ai citit măcar o dată Biblia. Dacă niciodată n-ai citit Biblia. Ai grijă ce cărți citești, că o să devii ateu. Ai grijă. Și o să ajungi asta prin lucru manual. Eu nu sunt împotriva cărților să fie citite, nu mă înțelegeți greșit. Dar sunt împotriva să citim cărți și Biblia să rămână prăfuită. În primul rând Biblia. Amin? În primul rând cuvântul lui Dumnezeu. Studiază mai apoi cât vrei tu de mult. N-am nicio problemă cu asta. Studiază cât mai mult posibil. Dar ai grijă ce citești. Ai grijă. Și zice Daniel, m-am uitat în cărți și am numărat anii. Am fost cu ochii pe ceasul profetic și m-a interesat să văd dacă s-au scurs cei 70 de ani de robie promisă prin prorocul Ieremia. Și cu ochii pe ceasul profetic, din carte, mi-am dat seama că cei 70 de ani de robie sunt pe terminate. Ce faci, Daniel? Păi eu voi sta relaxat că dacă Domnul a promis, treaba lui. Ce, Dumnezeu să-și facă lucrările lui? Care e problema? Eu trebuie să mă implic în asta? Eu trebuie să mă rog pentru cor, eu trebuie să mă rog pentru tineri, eu trebuie să mă implic pentru copii, eu trebuie să mai implicare pentru familie, eu trebuie să stau smărtură pentru oameni care nu mai vin la biserică, să se alții, frate. Daniel zice, sunt sclav în Babilon și mi-am mers aproape toată viața foarte bine. Am ajuns pe piedestalul administrativ, prim-ministru, am ajuns al doilea după împărat. Sunt sus de tot, am toate motivele să stau relaxat, că am muncit destul 90 de ani. Daniel zice nu. Și mi-am întors fața spre Domnul să-l caut. Păi mă, tu l-ai căutat destul pe Dumnezeu? N-ai tu 90 de ani de căutare de Domnul? Mai ai timp acum să-l mai cauți pe Domnul? Daniel zice da, și la 90 de ani trebuie să-l caut pe Domnul. Că niciodată nu ești prea tânăr sau prea bătrân ca să-l cauți pe Domnul. Că niciodată nu ești prea pocăit sau prea nepocăit ca să nu-l poți căuta pe Domnul. Indiferent cine suntem, indiferent ce slujbă avem, mai e loc să-l mai căutăm pe Domnul. Amin? Mai e loc să ne întoarcem mai tare fața spre Domnul și spre asta visul, când îți întorci privirile spre El, apare din partea Lui o lumină care produce bucurie. Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Când te cuprinde spaima, caută-L pe Domnul. Caută-L în casa Lui. Caută-L din cartea Lui. Ai grijă pe unde-L cauți. Ai grijă ce decizii iei. În acele momente dificile din viață e foarte important cu cine vorbești. Ai grijă ce fel de consilieri cauți. Dragile mele surori, uite, eu cred că biblic o soră nu poate lua mărturisirii. Ați auzit ce am zis? Dacă îmi găsiți un argument biblic în care o diaconiță, spre exemplu, a luat mărturisirii, cum ar fi diaconița Fivi, care a dus epistola către romani din Corint, scrisă de Sfântul Pavel, a avut doar rol de poștășiță, n-a avut rol de predicatoriță. Aveți grijă cu cine vorbiți. Aveți grijă. Dragii mei frați, aveți grijă cui vă confesați. Din perspectivă biblică, eu înțeleg că sunt două slujbe acum în biserica contemporană care pot fi compatibile cu mărturisirea, așa nume. Slujba de presbiter și de pastor. Mai poate la mărturisiri apostolul când într-o zonă neevanghelizat. Mare atenție cu cine vorbiți despre problemele personale. Mare atenție. Că dacă pe lângă faptul că îi mergi la slujitor și spui problema ta, mai știe încă 10 oameni din biserică, te-ai auto-nenorocit.
Nu mai da vina pe pastor și pe prezbiter că cei care a spus nedumealui la cineva problema ta. Păi ai spus-o tu la 1000. Ce mai vrei? Păi se află văștirea, păi pe WhatsApp. Știe toată lumea, știe România întreagă. Ce ai făcut se numește lucru manual. Ai grijă. Când te cuprinde spaima, nu vorbi cu oricine. Nu vorbi cu orice persoană despre problemele tale. Întâlnesc cazuri în care, nu știu, ori din lipsă de înțelepciune, ori din lipsă de sfat, ori mai ales din lipsă de ascultare. Se mai trezește câte o soră că începe să-și povestească de rău bărbatul. Și mă uit la bărbați acum, că e mai bine așa. Și începe să trimite un mesaj la nu știu cine. Și zice, bărbatul meu e așa. Păi eu personal, dacă îmi scrie o soră așa ceva, îi spun, soră, ia vină cu bărbatul tău la biroul bisericii și să vedem cum sunteți amândoi. Că dacă așa vorbești dumneata, cam ai probleme. Nu-i normal. Deci nu-i normal. Înțeleg că te-a cuprins spaima, înțeleg că ai un moment de nesiguranță, dar nu-ți împărtăși nesiguranțele cu oamenii de pe stradă? Că unii-s papagali, alții-s guralivi, alții-s limbuți. Și te miri după aia că ai probleme. Când te cuprinde spaima, caută-l pe Domnul după Scriptură, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și înainte să vorbești cu oricine, du-te în camera ta, du-te, strângeți copiii care știu situația prin care treci, adunați-vă familia, intrați în propria dumneavoastră odăiță familială și cereți prezența lui Dumnezeu. Spune Domnului, Doamne, uite, asta e problema mea, asta e problema mea, asta e situația noastră familială, te rog, intervină în locul ăsta, fă un lucru supranatural de intervenție. Amin? Amin? Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți, să fim atenți, să nu facem lucruri de avalma, doar să le facem așa să fie făcute. Și dacă tot facem așa, să nu ne mai mirăm de ce ies cum ies lucrurile uneori. Că cele mai multe dintre ele sunt consecințele faptelor noastre de ieri, de alaltă ieri, de acum o săptămână. Că nu poți să semeni răutate și să seceri bunătate. E imposibil. Nu poți să bârfești 5 zile din 7 și duminică să ai har. Deci dacă îți ceri iertare și iei decizia că te oprești din bârfă. Amin? Amin. Se zicea mai tare aici, normal. Amin. Ajută-ne, Doamne. Când te cuprinde spaima, caută-L pe Domnul. Și caută-L pe Domnul în conformitate cu Scriptura, cu al Domnului cuvânt. 2. Când te cuprinde spaima, cunoașteți Creatorul. Când spaima cuprinde un om, diavolul vine și zice, Dumnezeu e slab. Dumnezeu s-a retras din controlul vieții tale. Lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine. Pe Dumnezeu îl surprinde evenimentul prin care tu treci. Dumnezeu n-are metode să intervină în cauza ta personală. Dumnezeu te-a scos din arhivele cerului. Ești prea păcătos. Ești prea important cu minus, ca să te mai caute Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i mai pasă de viața ta. Sunt minciuni, minciuni, minciuni satanice. Cunoașteți Creatorul. Când te cuprinde spaima, fă-ți un moment de reamintire. Să comemorezi intervențiile Domnului, nu momente funebre, și să-ți reamintești cum Dumnezeu a intervenit în casa ta. Când te cuprinde spaima, încearcă să iei o coală albă și să scrii, dacă poți, dacă nu-ți tremură prea tare mâna, să scrii cum te-ai întors la Dumnezeu. Dacă nu poți scrie, retrage-te într-un colț al casei și vorbește cu Dumnezeu. Doamne, mi-amintesc că înainte să mă botez, am avut această experiență personală cu tine. Doamne, tu nu ești un om ca să fii slab. Tu ești Creatorul întregului univers. Ascultați ce face Iosafat în fața întregului popor, în mijlocul adunării. El declară și zice foarte vehement, Doamne Dumnezeule, versetul 6, Dumnezeul părinților noștri, nu ești tu Dumnezeu în ceruri? Și nu stăpânești tu peste toate împărățiile neamurilor?
Eu să vă zice, da, au venit ăștia, fiii lui Moab, au venit și fiii lui Amon, au venit și mauniții, dar deasupra celor trei imperii, tu ești deasupra tuturor. Tu stăpânești, Doamne. Ei sunt puternici, ei au armată în dotare extrem de securizată. Ei sunt tari și mari, dar tu ești cel mai tare și cel mai mare. Cine crede ca mine să zic amin, aleluia lui Dumnezeu, glorie Domnului. Doamne, trei împărați și trei împărății lovesc împotriva mea ca rege Iosafat și împotriva împărăției care conduc. Dar, Doamne, tu ești deasupra tuturor împărățiilor. Nu uita cine-i Dumnezeu când treci prin greu. Fii foarte atent. Nu uita că Dumnezeul tău coordonează miliarde și miliarde de stele. Nu uita că galaxiile, miliardele de stele, toate stau sub comanda Lui. Nu uita că dacă nu există o stea și El îi rostește numele, la fracțiune de secundă apare în ființă și zice, să trăiți, stăpâne! Unde vreți să mă derulez și să mă mișc? Ești o mână de țărână ca mine, dar mâna asta de țărână e așezată în cea mai sigură mână. Nu uita că ți-a promis Domnul că din mâna Lui nimeni nu te poate smulge. Că nu există dușman pe mapamon care să fie mai tare decât Dumnezeu. Că diavolul are o forță și are o forță mare, nu o neglijați. Dar nimic nu poate face fără să-i îngăduie Domnul. Nu uita că Dumnezeu măsoară durerea ta, măsoară necazul tău înainte să ți-l îngăduie și să-l îngăduie pe Satana să ți-l livreze. Nu uita că pe brațele Lui există niște gravații, astea nu statuaje, gravații, adică niște semne în care toate planurile tale sunt puse pe mâinile Domnului. Nu uita că în palmele Marelui Rege Iisus Hristos există niște cicatrice, niște găuri produse de piroanele lungi și groasele romanilor și că din mâinile Lui s-a scurs sânge nevinovat. Nu-ți uita Creatorul. El a promis că nici o floare nu cade fără știrea Lui. El a promis că nici măcar vrabia numărul 5, când e ofertă ca în târgul de vechituri aici între vecini, în spațiul ebraic se vindeau două vrăbi cu un ban și când era pe terminate târgul, evreii pur sânge, foarte, foarte buni specialiști în comercializarea elementelor, ziceau așa, ca să nu mergem cu vrăbiile acasă, vă dăm acum 5 vrăbii la 2 bani, întrebare, cât costa vrabia numărul 5? Era vrabia fără preț. Poate te simți la ofertă uneori și diavolul ți-a zis, tu n-ai valoare ca și cu tare. Tu nu ești din familia Lui cu tare ca să fii valoros. Pe tine Dumnezeu nu te mai iubește ca pe alții. Ține minte că Marele Rege Iisus Hristos a promis și a zis, nici vrabia numărul 5 nu cade după boldă fără știrea Lui Dumnezeu. Când îți frămânți mâinile și te stresezi că dacă nu vei avea loc de muncă, ascultă-mă ce spune Dumnezeu. Uită-te la florile de pe câmp pe care El, Creatorul, le îmbracă mai splendid decât Solomon în toată strălucirea Lui. Când te stresezi că poate nu o să ai viitor pentru copiii tăi sau dacă te-ai căsătorit că s-ar putea să n-ai viitor pentru copiii tăi care urmează să se nască și de aia nu vrei să îi aduci în ființă, nu te mai îngrijora. Dumnezeul tău îți va purta de grijă. Dumnezeu va fi cu casa ta. Dumnezeu va fi cu copiii tăi și cu copiii copiilor tăi. Dumnezeu nu-ți lasă familia de jaf. Dumnezeu intervine la momentul oportun să-ți aducă binecuvântare. Și dacă pentru păsările cerului, și dacă pentru vrăbii, și dacă pentru natură, și dacă pentru flori, și dacă pentru ce există terestru, Dumnezeu e doar Creatorul. Nu uita, pentru tine Dumnezeu e Tatăl tău. Lăudat să fie numele Lui. Care tată nu-i interesat de copilul lui? Pentru copilul lui în stare să facă orice. Ai un tată care este foarte interesat pentru viața ta. El nu va face orice pentru tine. Dacă tu intri în planurile lui, El te va binecuvânta după voia lui. Nu ieși din planurile lui Dumnezeu. Asta se numește cel mai mare blestem din univers. Cunoașteți Creatorul. Zice Iosafat, oare n-ai tu în mână tăria și puterea
Așa că nimeni nu ți se poate împotrivi. E foarte important ce crezi despre Dumnezeu când te-a cuprins spaima. E foarte important care este percepția ta și dacă e corectă despre identitatea lui Dumnezeu. El este creatorul, El este suveranul, El ține suflarea oricărui trup omenesc. El ți-a dat viața, mișcarea, suflarea, toate lucrurile. Ai ceva, dragul meu, draga mea, avem noi ceva fără să fim primit de la Dumnezeu? Recunoaștem noi că tot ce avem e de la Dumnezeu, da? Recunoaștem? Lăudați să fie Domnul! Glorie lui Dumnezeu! Cunoașteți Creatorul! Când îți cunoști Creatorul, comemorează intervențiile supranaturale ale lui Dumnezeu din viața ta privată. Iosafat e în plin război. Armatele cele trei mărșăluiesc și are timp să se oprească și să spună, stați puțin! Avem timp pentru rugăciune și avem timp să ne amintim cine a fost Dumnezeu cu noi și cu părinții noștri. Păi tu stai în drum acum, ai timp de asta? Da. Avem timp de rugăciune și o să vedem imediat, avem timp de cântare. Foarte important cum îți organizezi timpul când te cuprinde spaima. Foarte important. Și Iosafat zice, oare n-ai izgonit tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului tău Israel? Și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram care te iubea? Iosafat își amintește că stră bunicii lui au fost nomazi, au fost peregrini și au ieșit din Egipt și au mers în Canaan. N-au avut steag, n-au avut armată, au ieșit cu arme, dar n-au fost organizați, n-au avut nici o zi de luptă în care să fie instruiți. Și au pornit spre Canaan. Și Iosafat zice, n-am avut pe nimeni. Dar Dumnezeu, pas cu pas, cum pășeam pe un metru pătrat, Dumnezeu, cu o secundă înainte, alunga pe oamenii de acolo. Când au căzit zidurile Ierihonului, și amintește Iosafat, n-am atins nici măcar o piatră. Și zidurile au căzut în urma unor cântări, în urma unui corn și a mai multor cornuri de berbece, care le țineau preoții și sunau lung din ele. Și când a strigat tot poporul la porunca Domnului, au căzut zidurile. Ne amintim că n-am avut nimic, zice el. Și Doamne, Tu pe gratis ne-ai dat țara asta. N-am sădit un pom, n-am pus nici măcar o picătură de apă la un smochin, n-am avut nimic de-al nostru și totul ne-ai dat gratis. Și așa de bun ai fost cu noi, încât Tu n-ai izgonit dintr-o dată pe oamenii locuitori de acolo, ci rând pe rând, cum noi stăpâneam și mărșăluiam înspre o zonă, rând pe rând îi scuteai pe oameni ca nu cumva să ne atace animalele sălbatice. Ce bun ai fost, Dumnezeule, cu noi! Cât asistență ne-ai dat! Noastră care sunteți aici în Germania, știu că aveți mari experiențe cu Domnul, mai ales cei care sunteți trecuți de 40 de ani, aveți 10 de ani aici în Germania. Amintiți-vă cum ați venit aici. Amintiți-vă că o mână nevăzută v-a purtat prin zone necunoscute, n-ați știut limba. Ați primit o țară care nu e a dumneavoastră. Ați primit locuri de muncă pe care nu le-ați cerut, poate și cei mai mulți probabil recunoaște că nu l-ați meritat. Nu merită Dumnezeu să-i spuneți mulțumesc? Nu merită Dumnezeu să-i spuneți, Doamne, Te lăudăm pentru că ne-ai purtat de grijă, ai fost cu noi. Dragi părinți, nu uitați să le amintiți copiilor dumneavoastră ce minuni a făcut Dumnezeu în casele voastre. Copiii dumneavoastră trebuie să fie martorii minunilor supranaturale, ale intervențiilor lui Dumnezeu din familia dumneavoastră. Există un soi de rușine așa păcătoasă, pot să zic, că tata sau mama se rușinează de propriul lui copil, că copilul zice, nu, iar încep cu astea. Spune-i că o să ajungă și el mare, o să aibă și el familie. Și acum poate nu te bagă în seamă, dar să știi că totul bagă la cap. Totul registrează și o să vină momente grele în viața lui, o să-l cuprindă spaima și când o să se pună în genunchi și o să tremure tot, o să-și amintească că pe tata Dumnezeu l-a vindecat de cancer. O să-și amintească că pe mama Domnul a ridicat-o de la marginea gropii când era gata să moară, născându-l. O să-și amintească că Dumnezeu a fost cu părinții lui și ca Iosafat o să zică, Doamne, că ai fost un Dumnezeu puternic pentru părinții noștri. Tu nu ți-ai schimbat identitatea. Tu nu ți-ai terpelit caracterul. Tu rămâi Dumnezeu.
Tu ești sfânt, tu ești puternic, tu ești măreț. Doamne, noi n-am primit țara asta așa la hazard, tras la zaruri, nu. Noi am primit țara asta pentru că tu ne-ai dat-o. Să-i spui lui Dumnezeu întotdeauna, Doamne, tu mi-ai dat mâncarea, tu mi-ai dat mașina, tu mi-ai dat locul de muncă, tu mi-ai dat locul unde sunt, chiria sau unde mă aflu, Doamne, tot ce am e din partea ta. Recunoaște cineva asta? Să zic amin. Cine recunoaște în această dimineață că din 2020 numai, din vreme pandemică până azi, Domnul a fost cu noi 24 din 24 de ore, să fac un semn cu o mână ridicată. Aleluia lui Dumnezeu! Dumnezeu a fost cu casele noastre, Dumnezeu a fost prezent lângă noi și ne-a binecuvântat. Și strig în dimineața asta, mulțumesc, Iisuse Hristoase! Mulțumesc că nu ne-ai lăsat! Aleluia lui Dumnezeu! Cunoașteți Creatorul! Cunoașteți Creatorul din experiențele personale, dar cunoașteți Creatorul din cuvintele Bibliei. Știți că Iosafat se roagă citând din rugăciunea lui Salomon? Știți că Iosafat se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu? Știți că Iosafat e cufundat în Biblie și crede cuvântul Domnului și îl transmite și zice: acum e momentul, Doamne, Tu ai promis. Omul Tău, Solomon, s-a rugat când a fost sfințit templul ăsta unde suntem noi aici prezenți la casa Ta și a zis: Doamne, dacă va veni peste noi vreo nenorocie, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia, aici e numele Tău, Doamne. Vom striga către Tine și din mijlocul strâmtorării noastre, Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Ascultă-mă, omule, care diavolul spune că o să mori și că nu vei fi salvat și n-ai siguranța mântuirii. Domnul ți-a promis că te mântuiește. S-a strigat în Psalmul 115: nu morți laudă pe Domnul! Nu vom mori, ci vom trăi și vom povesti lucrările Domnului! Cine crede că amin, să zică amin! Amin! Aleluia lui Dumnezeu! Nu ne-a chemat Dumnezeu la mântuire să ne lase în șanț? I-am promis în baptistier, în apa botezului sau într-o cadă, că o să mergem cu Hristos toată viața. Și El ne-a promis. Și iată că voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Nu mai crede pe diavolul care spune: mori, ești distrus, n-ai viitor, n-ai speranță, ajungi deja, copiii tăi vor fi falimentari. Nu, încrede-te în Dumnezeu. Încrede-te în mâna tot puternică. Și nu uita, cuvântul Domnului e da și amin. Crapă cerul, se dizolvă națiuni întregi. Poate să fie distrus o parte din Germania sau din România. Tu rămâi în picioare. Domnul e de partea ta. Domnul e speranța ta. Domnul e securitatea ta. Domnul e siguranța ta. Și strigă din toată inima: glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Ce faci când te cuprinde spaima? E foarte important. Caută-L pe Domnul. Cunoaște-ți Creatorul. 3. Fii corect. Fii foarte corect. Fii onest cu problemele tale. Nu mai vini cu un soi de rugăciune: Doamne, dacă Tu crezi că eu am probleme. Tu știi problemele, nu? Cum zici: Doamne, dacă Tu crezi? Tu știi care sunt problemele tale? E foarte sincer, o să faci și zice: Doamne, versetul 12, noi suntem fără putere înaintea acestei mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și aici parcă nu prea poți să pricepi cum de-i rege. Și ca rege zice în plen, îl aud și copiii: și noi nu știm ce să facem. Aici fac o subliniere, pentru că problema era națională. A putut-o publica național. Era problema tuturor. Dacă ar fi avut o problemă privată, ar fi făcut ca Ezechia. S-ar fi întors cu fața spre perete. Nici Isaia să nu-l aud. Nu transmite în public problemele tale private. Dar dacă sunt probleme publice, adu-le în auzul poporului, că Dumnezeu poate să intervină. Nu spune altora problemele tale cu gând de bârfă sau de atac la persoane diferite decât persoana ta. Dar când vrei să ridici o cauză înainte Domnului, poate vine peste tine un soi de descurajare și Domnul zice: uite, o să te ajut dacă iei un frate spiritual puternic și rogi: uite, poți să mă ajuți în rugăciune, frate? Am o problemă. Uite, trebuie printr-un moment dificil. Dacă simți că nu poți să-i spui motivul, nu-i problemă. Doar asigură că nu e un păcat la mijloc. Fii corect. Fii corect cu Dumnezeu.
Fii corect cu propria ta ființă. Nu zic că tu nu te temi când te temi. Nu zic, Doamne, dacă tu crezi că eu am o problemă, că tu știi ce problemă ai. Prezintă-i Domnului problema ta. Noi nu știm ce să facem, zice, eu să fac. Dar un singur lucru putem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Doamne, dacă ne îngădui să ajungem deja, dacă vom fi nimiciți, dacă ne vor omorâ oamenii ăștia pe toți, nu-i problemă. Un singur lucru ne interesează, să nu te pierdem din privire. Ne interesează să nu schimbăm direcția, să nu ne schimbăm convingerile spirituale. Doamne, nu știm cum urmează să intervii. Și noi personal, cu toate strategiile noastre și cu toți oamenii noștri foarte inteligenți, nici unul nu știm ce să facem, dar nu renunțăm la tine. Nu-ți retrage privirile după Domnul. Nu te întoarce într-o altă direcție. Nu te îndrepta într-o altă zonă care pare a fi extrem de oportună să te ajute. Lasă-ți privirile tale îndreptate spre Domnul. Amin? Țineți privirile pe Domnul. Și ce s-a întâmplat lui Petru? A zis, dacă tu ești Domnul, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Și a început să iasă cu piciorul. Cel mai greu este să scoți unul dintre picioarele din corabie. Asta înseamnă credință. Să crezi că ce zice Domnul i-a dat și amin, chiar dacă trebuie să solidifice apa, să o facă beton sub tălpile tale. Asta e credință. Când vezi beton sub tălpi, normal să calci. Dar când e apă, ca să calci trebuie să ai credință. Dar Petru a început să se uite la el, a început să se uite la valuri și a mutat focusul după Domnul. Și în momentul ăla a început să se scufunde. Nu-ți muta privirile de pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnului, Doamne, chiar dacă ajung cel mai slab om din istorie, eu vreau cu tine. Chiar dacă ar fi să ajung sărac, sărman și trădat, eu nu renunț la tine. Se cânta o cântare de către grupul de surori, dacă bine rețin, orice ar fi, să nu pot să mă las de tine. Țineți privirile pe Domnul. E un test. Unii îl caută pe Dumnezeu când au bani, când le merge bine, când le merge business-ul, când au proprietăți, când mașina funcționează, când tot e ok, când copiii ascultă, când totul e în regulă. Cu Domnul, frate. Când ceva nu le mai merge, zice, unde-i Domnul? Nu mai vreau cu Domnul ăsta. Nu-i corect. Fii corect și ține-te de Domnul, indiferent ce ar fi. Acolo sunt prezenți bărbații maturi, soțiile lor și copiii, prunci, ăia mici. Și din ce toți sunt prezenți, un bărbat fără programare prealabilă, e ca și cum s-ar ridica careva dintre noastră în picioare și ar veni spre noi să spună, așa vorbește Domnul. Prorocul Iazael se ridică în picioare și zice, așa vorbește Domnul. Mare Dumnezeu proroci? Să-i mulțească Domnul. Dar prorocul ăsta când îi întreba la final, nu zice, de unde ești frate? Păi știe Domnul, păi numai că știe, că e omniscient. Din ce biserică ești? Nu-i treaba ta. Nu, atunci du-te unde vrei tu. Unii spun, din Valea Plângerii. Nu, stai în Valea Plângerii. Ce cauți pe aici? Toarce-te de lacrimi, dacă tu ești din Valea Plângerii. Uitați-vă că poate fi identificat, se lasă verificat. Și când îl prezintă Cartea Sfântă Biblia, nu-i zice la întâmplare genealogia. Asta înseamnă că poporul îl cunoștea. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iazael, fiul lui Zaharia, prima generație, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, patru generații. El zice, verificați-mă, n-am cazier, nu-s divorțat, n-am jucat la păcănele, nu mi-am distrus familia, nu sunt derbedeu, verificați-mă. Vorbiți cu tata, vorbiți cu bunicul, vorbiți cu străbunicul, vorbiți cu străbunicul. Verificați cine sunt. Mă las verificat, sunt o carte deschisă. N-am probleme să spun cine sunt. Toți îl cunoșteau, fiul lui Asaf. Un așa proroc e credibil. E credibil. Doamne, mulțește rândurile lor. Oameni smeriți, care se lasă verificați, care nu intră în panică.
Mai avea frate să îmi trimiți o perioadă, îi zice câte un slujitor, mesajele profetice care le ai. Ce, frate, tu-l controlezi pe Domnul? Nu, te controlezi pe tine. Nu ai priceput. Că tu ești om și tu poți primi un mesaj perfect de la Domn. Dacă trece prin mintea ta și nu știi cum să-l transmiți, nenorocești un om. Și ce-am făcut? Înțelegeți? Și Azael s-a ridicat și a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii Ierusalimului. Culmea, care e curajul prorocul ăsta și zice, și tu împărat, Iosafat. Tu vorbești cu împăratul? Care te poate decapita? Da, am dar profetic și am curaj de la Duhul Sfânt. Egal cine stă în fața mea. Dacă mi-a zis Domnul, îi spun mesajul. Așa vorbește Domnul. Oare potrivește ce zice prorocul cu realitatea? Ascultați ce zice prorocul. Nu vă temeți și nu se oprește aici. Că versetul am zis, în spaima sa Iosafat. Și prorocul zice, și nu vă înspăimântați. Știriștii au venit și au spus, o mare mulțime înaintează împotriva ta. Și prorocul zice, nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi. De unde știi că există spaimă și de unde știi că există o mulțime mare? Duhul Sfânt știe, nu eu. Zice prorocul. Acum un mesaj de descoperire. Și prorocul zice că nu voi veți lupta. De unde știi tu asta? De la Duhul Sfânt, știu. Și Dumnezeu. Dar prorocule, tu zici general mesajul sau zici clar? Am văzut așa o lumină de la îndepărtare, nu știu pe ce zonă, nu știu pentru cine e. Nu stai acolo cu lumina ta. Nu da mesaje încurcate. N-ai încă claritate? Stai în cercetare, roagă-te să ai lumină de la Duhul Sfânt. Să fie vasul curat, să fie plin de Duhul. Când transmiți un mesaj, să știi omul dacă se trease pe ușa asta sau pe cealaltă. Nu zi ești pe care vrei. Că numai pe una poate ieși. Mâine. Dar ce, Domnul, știe zilele? Mâine coborăți-vă împotriva lor. Și ascultați ce știe prorocul de la Duhul Sfânt. Știe ce strategie au stabilit ăștia trei. Cele trei armate. Ăștia poate au stat nopți întregi și zile și s-au tot gândit și s-au frământat și au zis mergem pe acolo, o luăm pe dincolo, vorbim cu aia. Nu. Și la final, într-un final, au votat să meargă într-o direcție. Și Duhul Sfânt știe. Și Duhul Sfânt zice, mâine covoriți-vă împotriva lor, ei, eu vă dau strategia lor de luptă, zice Duhul Sfânt, ei se vor sui pe dealul Țiți și veți găsi la capătul văi, dacă ieșiți când trebuie, mâine, dacă ieșiți poi mâine, salutare popor! Și veți întâlni, dacă mă ascultați, cum zice Domnul, în fața pustiului Ieruel. Dar, Doamne, tu ai treabă cu relieful zonei? Adică tu știi la ce școală trebuie să mă înscriu eu? Tu știi la ce loc trebuie să mă angajez de muncă? Tu știi în ce țară trebuie să mă duc în weekend cu tare? Tu știi? Da. Tu ai dreptul să spui să mă duc undeva? Cum să n-ai? Da, Duhul Sfânt are drept. Din nou un cuvânt de descoperire, nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Și concluzionez, zice profetul de la Duhul Sfânt, Iuda și Ierusalim, pe scurt, nu vă temeți și nu vă spăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Amin. 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 Întrebare, trebuia să facă ceva ăștia. Că Domnul a zis că Domnul luptă pentru ei. Oh, ce mult trebuie să fac. Păi putea să se ridice specialiști în logică, în matematică, în teologie, în ideologie, în tot felul de istorie. Să spun, mă, oameni buni, prorocul ăsta e un proroc fals, sunteți carne de tun, sunt trei armate, voi nu gândiți, mă? Voi n-aveți logică? Cum de vă spune prorocul să ieșiți fără arme, să mergeți în fața lor, să vă apropiați mai tare? Mă, gândiți un pic, mă! Am să vă spun ceva, credința are capacitatea prin Duhul să depășească logica. Mergi numai cu logica, vezi natural. Cât vezi în fața ochilor. Te uiți prin Duhul, vezi dincolo de clădiri. Vezi în interiorul oamenilor. Asta e supranatural. Știți ce le-a cerut Domnul? Așezați-vă, stați acolo. Asta e tare greu. Dar, Doamne, nu putem sta un pic mai încolo? Ce? Eu vreau neapărat la ambon. Aici vreau să stau. Dacă n-ai chemare, stai la locul tău.
stai la locul tău. N-ai chemare să cânti? Nu veni aici, că ne faci de minune, pierdem timpul. Stai la locul tău. A zis cuva mic și n-am auzit? Așezați-vă. Asta înseamnă credință. Să stai fără arme. Să stai în văzul a trei dușmani care mărșăluiesc minut după minut, sunt mai aproape. Minut după minut vin mai aproape să te atace. Să fie oameni necredincioși și mulțime care să zică: împărate, ne omori. Cine ai dus aici să fim de jaf? Așezați-vă. Stați acolo. Să înseamnă credință. Mă rog lui Dumnezeu să ne mărească credința. Mă rog lui Dumnezeu să credem cuvintele Domnului. Mă rog lui Dumnezeu să credem mesajele profetice care vin de la Domnul. Să zicem: Doamne, binecuvântat să fie numele Tău, că ne descoperi tainele care urmează să se deruleze și nu ne lași să cădem în șanț și când ni se întinde o cursă periculoasă care vrea să ne prindă piciorul, Tu ne-o descoperi mai dinainte. Aleluia lui Dumnezeu. Să știm cum să reacționăm, să știm ce să decidem. Amin? Slăvit să fie Domnul. Când ne cuprinde spaima, fii credincios, să ai credință. Când te cuprinde spaima, nu doar caută-L pe Domnul, nu doar cunoaște-ți Creatorul, nu doar fii corect, nu doar în al patrulea rând, fii credincios, fii plin de credință, fii tare credință. În al cincilea rând, capitulează înaintea Domnului. Capitulează. Știe clar câte un frate că Domnul i-a vorbit să facă asta și nu se smerește, Domnule. Știe câte o soră că Domnul i-a spus asta trebuie să faci, ăsta-i drumul în care trebuie să mergi cu casa ta și nu vrea să asculte. Mai întreabă un proroc, da, te-i schimbă Domnul mesajul. Ce faci, Iosafat? Știi că prorocul e de la Domnul, știi că mesajul de la Domnul, cum reacționezi? Zice Iosafat, îmi dau jos epoleții și capitulez înaintea Domnului. Când te cuprinde spaima, capitulează înaintea Domnului. Sunt oameni care sunt prea drezi de spate și Domnul zice, îți mai dau una. Nu se smerește. Îți mai dau una. Nu se smerește. Și Domnul e obligat uneori să-i lipească fruntea de țărână. Și din țărână unul câte unul se trezește. Când e pe terapie intensivă, zice, frate, de mai prind un program, de ies din spital, nu mai lipsesc nicio marți de la biserică. De ce o trebuie să ajungi la terapie intensivă ca să faci asta? De ce o trebuie să te culeagă cineva cu descarcerea de sub roțile unui tir și să fii teafăr ca să înțelegi, să asculți de Domnul? De ce? De ce nu ne plecăm de bunăvoie? De ce așteptăm să ne împingă Dumnezeu, să ne dea după ceafă Domnul? Ca lui Iona. Să ne vâre într-un pește, să ne închidă bine. Să nu mai avem aer condiționat, lumină, telefon, semnal, internet, zero. Prieteni, fața din Ninivea nu mai vedea Iona. Și dacă nu a postit la vreme, a început să postească obligat, când avea ce să mânce, printre cele chitului. Și de acolo a început să se smerească. Și a zis, în strânturarea mea, am chemat pe Domnul. Ziceam, sunt lepădat pentru totdeauna, la urechea dreaptă Satana îi zicea, mori, mori, mori mă Iona, gata, s-o termina cu prorociile tale, cu viitorul tău, cu familia ta, cu soția ta, cu pruncii tăi, praf, nici măcar nu te găsesc ăștia să te mormânteze. Te-o păpare chinul, te-o mâncat chitul, gata ești, salutare, mori, nici os de-a tău nu se mai găsește. Știi ce zice Iona cu alte cuvinte, Doamne? Dacă mă scos de aici, mă duc la Ninive, în primul rând. Și în al doilea rând, ascult întotdeauna de acum de tine. Știm de unde știm asta? Pentru că o zis Iona, mântuirea vine de la Domnul. Nu mai am eu o idee că nu mai predic la Ninive ca să se mântuiască. Eu fac ce zici tu, Doamne, gata. De azi, capitulează înaintea Domnului. Încredeți-vă în Domnul, a zis Iosafat, și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și în mesajele lui profetice și veți izbuti. Apoi, în ultimul rând cu care închei, când te cuprinde spaima, cântă-i Domnului. Cântă-i Domnului. La învoire cu poporul, nu oricine putea să slujească, îmbrăcați în podoabe sfinte, cu un caracter deosebit, mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul, știți când?
când armatele cele trei încă mărsăluiau. Veneau tot mai aproape, tot mai aproape, tot mai aproape. Și ăștia cântă, frate. Păi voi cântați, înțeleg că voi cântați când vă merge bine, prieteni. Oameni care ați fost puși în cântare, fiii coreiților și cheatiților, voi, e normal să cântați când totul vă este roz. La sărbători, la adunări de sărbătoare, vă înțeleg că voi cântați, dar acum... Ce cântare cântați? Cântați o cântare de jale? Ascultați ce cântau ei, în timp ce încă n-aveau niciun răspuns de la Domnul faptic, numai profetic. Lăudați pe Domnul, cântau ei, căci durarea Lui ține în viac. Cum, Doamne, îndurarea Ta ține și acum când sunt în faliment? Când n-am nicio soluție, când nu mai am job, când sunt în șomaș tehnic sau altfel, când n-am nici măcar un sors de izbândă, când toți mă privesc interesant și spun că eu sunt păcătos, cineva sunt încercat, Doamne, și acum? Da, îndurarea Domnului ține în viac. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Îndurarea Domnului nu înseamnă să am bani, să am proprietăți, să am business, să am lucruri multe. Nu! Îndurarea Domnului înseamnă în primul rând că am viață. Înseamnă în primul rând că am biserică, că am o relație cu Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Cântă-i Domnului! Spune Biblia, în timp ce cântau în clipa în care au început cântările și laudele, nu doar cântările, Domnul a intervenit. Cântă-i Domnului! A predicat Pavel într-o localitate și drept dovadă pentru că un duh de ghicire a ieșit dintr-o roabă, oamenii s-au supărat. S-au înveșunat foarte tare și au zis, gata, păi ăștia-i bate măr, îi lovim numai cu 39 de lovituri, că n-avem voie, 40, dar le dăm de câteva ori, ca să ne țină minte, îi luăm frumos, ca pe niște cârpe umane, îi aruncăm în pușcărie. Le prindem mâinile de zid, picioarele îmbuduți să nu miște și am terminat-o cu oamenii care se zic ai lui Dumnezeu. Gata, s-a dus. Sărăcuții de ei nu și-au dat seama că nu le-au închis gurile. Le-au prins mâinile și picioarele, dar gura n-avea la cățel. Așezați în celulă, se uită Pavel la Sila și în loc să-i zic cum te simți, îi zice, ce cântare vrei să începem? Sila, rog să-i zică, mă, ce vedenie ai avut tu că ți-a arătat un om ca ai Macedonia? Că uite, am ajuns la zdob. Și Sila sau Pavel, nu știu care dintre ei, sau poate amândoi au avut același îndemn, începu cântare. Ce cântați de jale, de la minore? Nu. Noi cântăm cântare de laudă. Termină o cântare, două, nu știu câte cânte, în grupaj, și începe o rugăciune. Pușcăriașii plictisiți, unii de zeci de ani, alții închiși pe viață, au început să ciulească urechile, că mesajul mergea printre gratii. Celula avea avon, un avon neconvențional. Și printre gratii intră mesajul și Biblia spune, cei închiși îi ascultau. Cum spuneam ieri la conferință, mesaj biblic au avut în el, și rugăciunea și cântarea au avut mesaje biblice corecte, de perspectivă scripturală. Unu sfore. Cel ce trebuia să fie cel mai treaz, doarme cel mai bine. Gardianul e păsfărăit. La biserică e călduț, frumos, scaun tapițat, pui de somn. De-aia mai ridic tonul, că mai văd câte unul. Har Domnului că îl pot trezi. Ce mă bucur. Nascuți la cântări? Mesaj, melodie, frumoasă. Ăștia erau și cântări, nu știu cum de știau așa bine să cânte. Oricum cântau cu har, sigur. N-asculți mesajul prin rugăciune, nicio problemă, are Dumnezeu metode pentru tine. Cine nu-i trezit prin cântare și prin rugăciune, e trezit prin cutremur. Nu prea vă doresc. După cum nu-mi doresc nici mie. Dar Dumnezeu e pus în situație, ce se face? Trece o oră, două, nu știu exact câte, dar pe la miezul nopții, cadranul cerului bate ceasul că trebuie să miște Dumnezeu plăcile tectonice. Și Domnul poruncește plăcilor tectonice și le spune, fiți atente, mișcați celula în așa fel încât să se deschidă toate ușile celulelor, dar să nu cadă zidurile pe oameni, că ăștia trebuie să fie mântuiți. Aleluia! Are Dumnezeu metode, așa-i? Are Dumnezeu metode.
Toate lacătele cad jos, toate închizătorile cu lanț se rup. Ăsta da cu tremur. Nici un pușcăriaș nu iese. Parcă aud unul dintr-o celulă mai îndepărtată. Oamenilor, mai începeți o cântare. Mai cântați corul? Predicatorule, mai încep o predică. Rezistați în cor. Conii. Nu pleacă niciunul, 12. Atunci 0-0, acum 12. Niciunul nu pleacă, frate. Abia așteaptă să asculte mesajul. Temnicerul care și-a bătut joc de Evanghelie, care i-a luat pe acești doi oameni ca pe două cârpe umane, i-au bătut măr. I-au tratat imoral, cu rând i-au lăsat. Temnicerul are o metodă prin care Domnul mișcă. De fapt, Domnul i-a băgat pe ăștia în pușcărie că a avut în plan să mătuiască cel puțin un om. Când te simți încorsetat ca slujitor, nu prea comenta prea tare, că nu pricepi. O să plece mai încolo. De ce treci pe aici? Are Domnul un temnicer pe care vrea să-l mântuiască. Frate, omul să facă o lucrare în dreptul cuiva. Pe tine te pune într-o stare gravă, aproape că îți vine să zici că nu are niciun sens lucrarea Domnului. Și ți-e greu, dar o să vezi ce plan are Domnul. Ce vrea să lucreze Dumnezeu. Dacă știi să taci și să-i mulțumești Domnului, chiar dacă nu pricepi ce faci, o să îi mulțumești mai încolo. Temnicerul se dezmeticește pentru că și-o dat seama că ceva nu-i în regulă. În mijlocul nopții aprinde o lumină, își scoate sabia și vrea să se omoare. N-avem dovezi că Pavel îl vede de la distanță printre gratii. Dar Duhul Domnului îi spune: Pavele, vezi că ăsta se sinucide. Strigă tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Aleluia lui Dumnezeu! Poate ai vrut să-ți faci rău până în această zi. Duhul Domnului strigă prin cuvânt în această zi: să nu-ți mai faci nici un rău. Are Dumnezeu soluție pentru tine. Toți suntem aici. Temnicerul ce face? Ca la Benny Hinn, merge și se dă pe spate, face niște piruete de la interesante, face un dans tare, da? Și începe să tremure. Tremurând și plin de frică, zice Biblia, merge la Pavel și la Sila, ăștia încă sunt închiși. Și în loc să-i dezlege în primul rând, știți ce zice? Domnilor, înainte să adorm, am auzit că există rai, că există Biblie, că există Dumnezeu, că există un rege Iisus Hristos pe care voi l-ați lăudat prin cântări și v-ați rugat lui. Am auzit că există mântuire. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel putea să-i zică: păi cereți scuze că ne-ai bătut. Nu, Pavel iartă ușor. Și Pavel zice: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Nu ne mai pasă că ne-ai bătut. Nu ne mai interesează rănile noastre. Ne interesează mântuirea ta. Asta are prioritate. Dar vedeți, pentru că s-a pocăit cu adevărat temnicerul, zice Biblia, în ceasul acela din noapte nu mai stat să treacă timpul, să vină următorul gardian, să ia tura, cu orice risc. A zis: acum, fă tu la mine acasă. Și dovadă că e schimbat cu adevărat, le-a spărat rănile. Că dacă te pocăiești cu adevărat, repară greșelile că le-ai făcut în trecut. Amin? Băi, vii să vă ridicați. Ar vrea să stai cu ochii închiși, dragul meu frate, oricine ești, bărbat, frate, soră, tânăr, tânără, adolescent, și copii aș vrea să stea cu ochii închiși. Sunt momente în viață pe care nu le putem pricepe. Dintr-o dată vine peste noi o stare de spaimă, imaginații, scenarii, gânduri. Din toată ca mamă vine un gând de la cel rău și îți spune: copilul tău, în timp ce mergeți pe stradă, pe stradă de acasă, de la școală la acasă, va fi lovit de mașină și Satana îți pune o presiune pe creier. Cheamă numele Domnului în momentul ăla. Caută-L pe Dumnezeu, cunoaște-ți Creatorul, Dumnezeul tău păzește miliarde și miliarde de stele. E în stare să-ți securizeze metri pătrați pe care umblă pruncul tău, să ajungă teafăr și sănătos acasă.
Când diavolul te minte și spune că tu nu mai ai niciun viitor și poate treci prin situații dificile de boală și te cuprinde spaima morții și sudorile mământului încep să-ți fie transpirație pe frunte, cheamă numele Domnului și zi, nu-i voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Dumnezeul meu e viu, e măreț, e puternic. Ebret cantaradi zahovedis. Dumnezeul meu trăiește. Dumnezeul meu e pe tron. Dumnezeul meu n-are nevoie de voturile unui om. Dumnezeu rămâne tare. El este mijlocul nostru ca un viteaz care ne poate ajuta. Aleluia! Aș vrea rugăciunea asta să ne rugăm special pentru cei ce recunosc că i-a cuprins spaima și au avut emoții mari și au avut stări de frică și de panică și duhuri ale celui rău și cohorte demonice le-a atacat familia. Este dimineața care ne ridicăm în numele lui Iisus și rostim duh de eliberare nouă. Shement kada ziverayas. Dacă diavolul ți-a spus că tu trebuie să mori în urma acelui diagnostic pe care ți l-au dat medicii, să te ridici prin credință și să spui nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Te-a chemat Dumnezeu la mântuire ca să te ducă mai departe. Te-a chemat Dumnezeu la mântuire să fii un vestitor, să fii o vestitoare, să fii un om care chiar dacă treci prin celule ca în Filipii, să nu uiți, Dumnezeu are un plan de eliberare. Dumnezeu are un plan de ridicare, Dumnezeu are un plan de binecuvântare. Dumnezeu e acolo pe tron. El nu pierde nicio bătălie, nu e învins, el nu e falimentar, el e tare și puternic și viteaz, măreț e numele Lui. Dacă vrei special să ne rugăm după ce toți, vă rog să aveți ochii închiși, dacă e cineva care mărturisește în fața Domnului că a fost cuprins de spaimă, să ridice o mână dreaptă în fața lui Dumnezeu, să spună, Doamne, rugați-vă fraților și pentru mine, rugați-vă și pentru casa mea, oricine ești, vă rog să stați toți cu ochii închiși, inclusiv adolescenții, dacă e cineva care recunoaște că are nevoie de o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, Domnul să intervină într-un mod aparte, am văzut o mână ridicată, dacă mai este cineva, să stai în prezența Domnului, să spui, Doamne, am și eu nevoie de o intervenție. Și în casa mea e nevoie de o intervenție supranaturală, Domnul să vă atingă. Dacă mai este cineva, Domnul e prezent aici, Domnul să vă atingă. Aleluia lui Dumnezeu. Aici e prezent, Domnul, nu te rușina. Dacă împăratul nu s-a rușinat și a zis, eu am nevoie de o atingere supranaturală, ridică și tu o mână sus înaintea Domnului. Nu ridici înaintea mea sau în fața unui pastor, o ridici înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă atingă. Aleluia. Domnul e prezent aici să-i libereze, să rupă orice fel de lanț. Domnul să vă atingă. Domnul să vă atingă. Mai văd o mână ridicată, mai multe mâini ridicate. Dacă mai este cineva, ridică mâna ta dreaptă în fața lui Dumnezeu și zi, Doamne, recunosc că m-a cuprins spaima, mi-e frică, Domnul să te atingă și pe tine, tinere, Domnul să te atingă și pe tine, e prezent aici Domnul care eliberează, simt că se rup lanțuri, aleluia, simt că se produc eliberări supranaturale, simt că puterea Domnului e prezent aici să aducă viața, aleluia lui Dumnezeu. O să intrăm în această rugăciune și vă rog, fiecare se roagă pentru cauza lui personală și pentru cei ce au ridicat o mână și strigă după îndurarea Domnului și cere îndurarea lui Dumnezeu și intervenția Domnului supranaturală. Ne rugăm cu toții.